Ce ar trebui să faci astfel încât să crești nivelul de mulțumire și satisfacție din viața de zi cu zi? Lucrurile pe care o să ți le prezint astăzi le-am învățat atât de la oameni care au milioane de euro, cât și de la oameni care au foarte puțin bani. Și toate aceste lecții o să le înveți astăzi doar în câteva minute. Te salut, Cristian Trebuie, sunt consultant financiar și investitor în piețele financiare și haideți să vedem cum ne creștem nivelul de satisfacție sau mulțumire. Dar în momentul în care vrem să ne creștem nivelul de satisfacție, trebuie să vedem mai întâi ce este această satisfacție. Și există o definiție, definiție pe care nu am inventat-o eu, a descoperit-o Alex Hormozi. Alex Hormozi este unul dintre cei mai cunoscuți oameni de pe internet și el are o abilitate unică de a crește companii și bineînțeles, în momentul în care crești companii, crești și mulțumirea atât a antreprenorilor, cât și a clienților. Și el spune în felul următor: Satisfacția sau mulțumirea este reprezentată de ceea ce am, ce am în momentul de față, împărțit la ceea ce vreau. Da? Ce am în momentul acesta împărțit la lucrurile pe care le vreau în viitor. Și în momentul în care avem această ecuație, o să observ că putem să obținem rezultate diferite. Și avem în felul următor. Dacă ce am astăzi este mai mic valoric decât ceea ce vreau, asta înseamnă că o să am o valoare sub 1. Dacă am o valoare sub 1, o să am un nivel de satisfacție scăzut. Da? Dacă ce am astăzi este egal cu ce vreau, o să am un nivel neutru de satisfacție. Dacă ce am astăzi este mai mare valoric decât ceea ce vreau, o să am o valoare mai mare de 1. Asta înseamnă un nivel crescut de satisfacție. Și haideți să facem un exemplu astfel încât să mă asigur că se înțelege ceea ce a vrut să spun autorul. Exemplul acesta spune în felul următor. Astăzi eu am un Logan și îmi doresc să am un pasat. Asta înseamnă că nivelul de satisfacție o să-l calculăm în felul următor. O să iau Loganul pe care l am astăzi și îl împart la pasatul pe care îl vreau. La nivel valoric, Loganul este mai puțin valoros decât un pasat. Asta înseamnă că această ecuație este sub nivel de 1. Sub nivelul de 1 înseamnă nivel scăzut de satisfacție. Dar să zicem că la un moment dat îmi cumpăr pasatul. Pasatul pe care mi-l doresc. În momentul în care îmi cumpăr pasatul, o să fiu mulțumit de el câteva zile, o săptămână, două, trei. Și la un moment dat o să zic, da mă, e frumos pasatul, dar vreau un Audi A6. Pentru că Audi A6 este mai mare, este mai luxos, este o mașină mai impunătoare. Și o să calculăm din nou nivelul de satisfacție. De data aceasta o să avem pasatul pe care l-am acum împărțit la Audi A6 pe care mi-l doresc. Din nou, această ecuație este sub nivel de 1. Din nou, în momentul în care eu să am pasatul, o să fiu nesatisfăcut. Sau o să am un nivel de satisfacție scăzut. De ce? Pentru că eu mi-am îndeplinit obiectivul, mi-am luat pasatul, dar îmi doresc un Audi A6 acum. Și bineînțeles, o să treacă o perioadă de timp, o să-mi cumpăr și eu Audi A6. În momentul în care o să-mi cumpăr Audi A6, o să merg cu el, o să fiu mulțumit 2-3 zile, și apoi o să zic, da, mă, e frumos Audi A6, dar vreau un BMW X5, de fapt. Și calculez din nou nivelul de satisfacție. De data asta avem Audi A6 împărțit la BMW X5. Și din nou avem un nivel scăzut de satisfacție. Și după cum poți observa, acest ciclu poate să continue. De ce? Pentru că întotdeauna, în momentul în care nu sunt mulțumit cu ceea ce am în momentul de față și îmi doresc din ce în ce mai mult. Nivelul de satisfacție o să fie întotdeauna sub 1. Dacă este sub 1, înseamnă că nu o să fiu mulțumit niciodată. Există șanse să ajung vreodată mulțumit, pe păi dacă întotdeauna îndoiesc mai mult, întotdeauna o să fiu nemulțumit. Și îți spun treaba asta pentru că am vorbit cu oameni care au salariu mediu în România și am vorbit cu oameni sau am prieteni care și-au vândut companii pe milioane de euro. Și ambii, atât oamenii care au salarii medii cât și oamenii care au milioane de euro spun același lucru. Cristi, când o să am mai mult, o să fiu mulțumit și o să fiu satisfăcut. Atât angajatul care are salariu mediu o să spună Cristi, o să fiu mulțumit când o să am un salariu mai mare, cât și persoana care și-a vândut compania pe 5 milioane de euro vine și îmi spune Cristi, când o să am 10 milioane de euro, atunci o să fiu mulțumit. Și atunci, în realitate, când va veni momentul acela când voi fi mulțumit? Când se va întâmpla minunea? Te haide să refacem exercițiul. Doar că de data aceasta, în momentul în care îmi cumpăr pasatul, o să fiu mulțumit cu pasatul pe care mi-l cumpăr. Da? Deci am avut Logan, mi-am cumpărat pasat, acum am pasatul și îmi doresc tot pasat. În momentul în care am pasat și îmi doresc tot pasat, calculez nivelul de satisfacție și pasat împărțit la pasat este egal cu 1. De-abia în momentul acesta ajung la un nivel neutru de satisfacție. De-abia în momentul în care sunt mulțumit cu ceea ce am. O să fiu extaziat că am un pasat? Probabil nu, dar sunt la un nivel neutru, măcar nu sunt nemulțumit. Și atunci ce aș putea să fac să-mi cresc nivelul de satisfacție? Păi, ce aș putea să fac este, în momentul în care am un pasat, să nu mai îmi doresc tot pasat, ci să-mi doresc să fiu sănătos, de exemplu. Și dacă calculez în momentul acesta nivelul de satisfacție, pasatul îl am, sănătos sunt. Deci nu pot să-mi doresc să fiu mai sănătos decât sănătos. Sunt sănătos. Asta înseamnă că această ecuație o să fie mai mare decât 1. Asta înseamnă că o să am un nivel crescut de satisfacție. Am pasat, sunt sănătos, apreciez ceea ce sunt și ceea ce reprezintă astăzi, apreciez lucrurile pe care le am. După cum poți observa, prin acest mod de a privi lumea, poți să-ți crești nivelul de satisfacție. Și haideți să vedem de ce oamenii care au mai puțin bani sunt mai mulțumiți decât oamenii care au mai mulți bani. După cum ți-am spus mai devreme, am prieteni care au milioane de euro și își doresc mai multe milioane de euro. Și atunci, nici ei, astăzi, chiar dacă au milioane de euro, nu sunt mulțumiți. Și atunci, oamenii care au mai puțin bani, de ce sunt mai mulțumiți decât cei care au mai mulți bani? Păi, oamenii care au puțin bani, de cele mai multe ori, sunt preocupați de ce se va întâmpla mâine, poimine, săptămâna viitoare. Adică au obiective pe perioade foarte scurte de timp. Și în cazul în care mâine ei sunt sănătoși, au mâncare, au adăpost și își pot proteja familia, păi au un nivel de satisfacție foarte ridicat. Pentru că ei nu își doresc să ajungă pe Marte, nu își doresc să locuiască în Bahamas și să stea cu cocktail în mână în fiecare zi, apreciază lucrurile pe care le au astăzi și lucrează să le îndeplinească pe cele pe care și le doresc mâine. Și lucrurile pe care și le doresc mâine sunt la un nivel destul de scăzut și foarte ușor de implementat. Tocmai din această cauză te întreb și pe tine, tu cum crezi că poți să crești nivelul de satisfacție sau mulțumire încă început de mâine? scrie în zona de comentarii cum îți crești tu nivelul de satisfacție și de mulțumire. Și haideți să tragem câteva concluzii. Pot să îmi doresc să nu am mai multe lucruri și să nu fiu mai bun decât sunt în momentul de față? Puțin probabil. Pe lângă faptul că este puțin probabil să nu îmi doresc mai mult, este și nociv să nu vreau să evoluez să nu vreau mai multe lucruri decât am în momentul de față. De ce? Pentru că există o vorbă: în momentul în care te plafonezi, în realitate nu te plafonezi, ci începi și scazi. Tocmai din cauza asta, noi, ca și oameni, ne dorim întotdeauna să fim pe o pantă ascendentă, adică să avem din ce în ce mai multe lucruri și să fim din ce în ce mai buni. Și atunci ce pot să fac este să îmi doresc în continuare un stil de viață mai bun dar să apreciez 100% ce am și ce sunt în momentul de față. Mare atenție, dacă astăzi nu pot să apreciez ce am, păi nu o să pot să apreciez nici când o să am mai mult. De ce? Pentru că nu mă aprecia nici în trecut. Și o să intru într-un cerc vicios în care o să-mi doresc tot timpul mai mult, nu apreciez ce am acum, nu sunt mulțumit cu ce am acum, nu o să fiu mulțumit nici când o să am mai mult. Nu există opțiunea să fii mai mulțumit când o să ai mai mult și să apreciezi de atunci lucrurile pe care le ai, pentru că tu nu poți să apreciezi nici astăzi. Începe prin a aprecia astăzi lucrurile pe care le ai și cine ești, astfel încât să poți să evoluezi în viitor. Se va întâmpla această adaptare peste noapte? Cu siguranță nu. Cu siguranță această adaptare nu se va întâmpla peste noapte. Este la fel ca momentul în care începi și dezvolți o companie. Trebuie să iei în calcul că dezvoltarea ia timp nu se întâmplă peste noapte. Și în momentul în care se dezvoltă o companie, trebuie să iei în calcul o perioadă de 2, 3, 5, 10 ani ca să ajungi să crești acea companie. La fel se întâmplă și cu mentalitatea noastră, cu noi înșine. Noi nu putem să devenim de mâine mai buni. Putem să creștem câte un pic astăzi, câte un pic mâine, câte un pic poimine, astfel încât pe perioade mai lungi de timp, un an, doi ani, trei ani, cinci ani, să fim mult mai buni decât eram anul trecut. Tocmai din cauza aceasta, creșterea exponențială peste noapte nu se poate întâmpla, nici satisfacția exponențială peste noapte sau mulțumire nu se pot întâmpla. Învață să apreciezi ce ai astăzi ca să poți să apreciezi când o să ai mai mult.